Bună dimineața, dragii mei! Astăzi, în zi de sărbătoare, cu toții ne așteptam să ne luăm și noi o zi liberă, pentru că românii sunt liberi astăzi și mâine. Sunt două zile festive pentru români. La mulți ani tuturor celor care sărbătoresc astăzi Andrei, Andreea, sau derivații de la aceste nume sfinte, dragii mei, că astăzi e Sfântul Andrei. E și ultima zi din lună, mi-a zis Bia, înainte să intrăm în emisie, vezi să nu greșești că astăzi e miercuri. Și ieri a fost miercuri, nu, ieri a fost, ce a fost? Bună dimineața! Ieri a fost marți. Vă aduceți aminte că colega mea, Bianca, ține socoteala. Dacă eu am zis greșit, și ea a susținut că e la fel. Deci suntem în echipă, dragii mei, că nu ne contrazicem aici, mergem fiecare pe mâna celuilalt și, bineînțeles, celuilalt. Și, bineînțeles, mergem pe mâna lui Rosie astăzi. Bună dimineața, Rosie! Bună dimineața! Așa ne place să fim echipă și să facem lucruri minunate, să încercăm să dăruim, dragii mei, să vă dăruim o altfel de dimineață în fiecare dimineață. Se vede că am emoții. Am dezvăluit ieri că astăzi voi avea doi oameni minunați alături de mine în platoul de-ale dimineții și ca niciodată să știți că nu mi-am pregătit o foaie. Ați văzut că eu în general am o foaie pregătită. În această dimineață nu o am pregătită, în schimb am atât de multe emoții, cred că am mai multe emoții decât invitații mei, pe care îi salut și le spun bună dimineața. Domnul Ciprian Roman, bună dimineața! Bună dimineața, Iona! Astăzi, în calitate de director al Centrului de Cultură și Artă a județului Hunedoara, vă mulțumim că faceți eforturi și veniți în direct aici, la noi, la Hunedoara 1 TV. Iona, mulțumesc pentru invitație și mi-aduc aminte cu plăcere că nu am mai fost de mult în emisiunea ta, iar atunci când am fost, te pregăteai să iei o pauză, spuneam eu atunci, nefirească. Mă bucur să te revăd în studio, mă bucur să văd că ai relat acest proiect cu emisiunea de dimineață și îți doresc mult succes. Mulțumesc! Și îmi dau lacrimile la propriu, pentru că atunci am primit un mesaj pe care eu l-am citit 379 de zile, dragii mei. L-am ascultat, nu l-am citit. Și îi mulțumesc domnului director, îi mulțumesc pentru susținere și chiar dacă am plecat, am simțit că aici, acasă, am lăsat oameni care m-au apreciat pentru ceea ce am făcut. Vom mai reveni la subiect, dar trecem la următorul invitat. Bună dimineața, Vlad! Bună dimineața! Și mă bucur nespus să te am în sfârșit alături de mine la emisiune. Și eu mă bucur să fiu aici alături de dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Și după cum vedeți, ambii invitați sunt altfel îmbrăcați, dragii mei. Nu întâmplător am gândit-o așa și mi-am dorit să vină altfel îmbrăcați decât în frumoasele costume populare pe care dumneavoastră le cunoașteți și le îndrăgiți, pentru că vreau să dăruim astăzi oamenilor o altfel de imagine. O imagine despre doi oameni care au și o altfel de viață dincolo de scenă. Dincolo de scenă, domnul director Ciprian Roman deține cheile de la niște comori și o să vedem despre ce comori este vorba. Iar Vlad, așa cum vedeți, toți știm că el e elev la Liceul Militar Mihai Viteazu, dar vreau să-l și vedeți. Impactul vizual e altul. Când îl vedem îmbrăcat în uniforma militară, parcă, nu știu, emani curaj, așa, din plin. Siguranță. Siguranță. Da, și noi simțim siguranța pentru că, așa cum am spus în postarea pe care am făcut-o, acești doi oameni dăruiesc. Și o să dezbatem problema și o să vedem ce dăruiesc acești doi oameni. De unde atâta curaj, Vlad? De unde atâta curaj? Cred că în fiecare dintre noi ar trebui să se găsească acest curaj, cum a spus dumneavoastră, pentru că avem ce să protejăm, avem o patrie frumoasă, avem o țară plină de valori, plină de aur și trebuie să știm să o valorificăm și să ne bucurăm de ce avem.
Mereu m-a impresionat, eu i-am ascultat foarte multe interviuri, am citit foarte multe interviuri pe care Vlad le-a dat și m-a impresionat, mereu vorbește cu atâta dragoste față de patrie, mai rar întâlnit în zilele noastre. Ce ziceți, domnul director? Da, Vlad dovedește faptul că, iată, România, sau este un exemplu viu al faptului că România are tineri frumoși, are tineri care prin ceea ce simt, prin ceea ce gândesc, prin educația lor, pentru că este foarte important acest capitol, dau o șansă nouă tuturor, pentru că societatea noastră are nevoie de astfel de tineri, are nevoie de astfel de oameni care nu doar verbal și nu doar la nivel declarativ sunt ancorați în această realitate, ci și fac ceva pentru țara asta. Iar Vlad este unul dintre exemplele bune. El a plecat pe acest drum din proprie convingere, din proprie inițiativă, a fost și este și sprijinit, este adevărat, dar rezultatele nu au încetat să apară și iată că astăzi, când vorbim despre tânărul Vlad Lință, vorbim deja despre un nume cunoscut în județul Hunedoara și încet, încet va fi cunoscut și la nivel național. O întrebare pentru domnul director. Știți că sunteți un om bogat? Da, sunt un om împlinit, un om realizat. Sunt mulțumit și mândru de ceea ce fac. Iată, la nivel de instituție, la nivel de Centru de Cultură și Artă al județului Hunedoara, Vlad Dință este un produs al acestei instituții. La fel cum sunt și alți colegi de lui, mult mai cunoscuți, care au plecat în urmă cu 10-15 ani pe acest drum. Vorbim de colegii Ovidiu Humorodean, de Ovidiu Olari, de Alisa Toma, care au plecat pe drumul cântecului și al scenei și sunt astăzi cunoscuți. Au plecat de aici, din Hunedoara, de la Școala Populară de Artă sau Centrul de Cultură și Artă. Pe atunci nu exista ansamblul profesionist de Râdea Muntean, dar și ei sunt un produs al instituției noastre, ceea ce spune că și eu și colegii și toți cei care am fost alături de acești tineri la momentul respectiv, am avut mână bună, sau cum să spun. Aveți un suflet mare. Eu mereu o spun. Găsesc acolo, la Centrul de Cultură și Artă, foarte multă dăruire. De asta am și făcut postarea oameni care dăruiesc. Pentru că domnul Ciprian Roman, prin activitatea de zi cu zi, dincolo de scenă, dăruiește încredere oamenilor, dăruiește încredere și spun oamenilor, mă refer la echipa care e în jurul domniei sale, și dăruiește speranță, dragii mei, pentru că acești tineri frumoși, acești tineri minunați, comori ale județului Hunedoara, cum îmi place mie să spun, și vom mai parcurge și astăzi și în zilele care urmează, o să avem alături de noi aici, la Dale Dimineții, comori ale județului Hunedoara. Eu mi-l imaginez pe domnul Ciprian Roman, deține o cheie imensă de la un cufăr. Un cufăr pe care l-a primit, dragii mei, cu respect de la străbunii noștri. Acolo în cufăr se află cartea de identitate a poporului român. În cazul nostru, județul Hunedoara. Pentru că în era digitalizării nu ne rămâne decât să sperăm că ceea ce am primit de la străbunii noștri, tradiții, obiceiuri, costume populare de pe care desfacem acea broderie și o punem pe o pânză nouă, cumva e tot ce ne rămâne real până la urmă. Și că deși avem clădiri, monumente, vestigii pe care le-am primit de la strămoși, uităm să fim oameni. Iar acest om, că e un om care dăruiește poporului, celor care vin la spectacole, celor care apreciază și își doresc să vadă aceste tradiții și să simtă căldura, nu doar în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru că de-a lungul anului noi participăm la tot felul de manifestări unde folclorul autentic românesc rămâne în atenția publicului. Ion, îți mulțumesc pentru cuvintele tale frumoase, pentru faptul că tu
ai fost și ești tot timpul alături de noi și tu și echipa de aici. Acum dăm voie să le spun eu telespectatorilor că Ioana provine dintr-o familie de artiști, provine dintr-o familie în care autenticul, valoarea noastră a folclorului românesc a fost prezentă și nu o să detaliez eu, poate o să o faci tu cu altă ocazie, într-o altă emisiune. Deci este o cunoscătoare a acestui domeniu și și noi artiștii sau cei care ne ocupăm de această întâlnire cu publicul, fie că vorbim despre publicul prezent fizic în săli sau publicul din spatele ecranului, și noi ca artiști sau ca organizatori, ca și organizatori, avem nevoie de acest sprijin, pentru că este foarte important acolo în sală să simți că sunt oameni care pe de o parte se pricep la ceea ce fac și apreciază acest domeniu, iar pe de altă parte, fără niciun cum să spun, ajutor sau având, ce o fac din proprie inițiativă. Și sunteți câțiva astfel de oameni în județul Hunedoara pe care noi îi simțim aproape. Chiar dacă vorbim de oameni din presă, de oameni din politică, de oameni din diverse medii, e important ca noi, această structură pe care noi o numim Centrul de Cultură și Artă, să vă simțim în spate. Pentru că sunt destui cei care nu sunt în spate. Sunt în spate și... Sunt lângă noi, că dușmanii stau lângă noi. Bun, să nu le spunem dușmani. Da. Și atunci, cu toții, chiar și acești tineri, au nevoie de oameni ca voi, oameni care aduc o energie bună acolo unde sunt și oameni care... hai să spun, te obligă Dumnezeu să mergi înainte și să fii atent la ceea ce faci. Ori tu ești una dintre acele persoane și îți mulțumesc. Eu vă mulțumesc că existați și ne dăruiți în fiecare zi și ajung la Vlad. Emisiunea va fi foarte scurtă, astăzi extrem de scurtă. Vreau să avem și materiale. Vlad, tu dăruiești. Tu dăruiești, nu știu, în momentul în care urci pe scenă, reușești să... e Andra, știi? O știi pe Andra? Da. Știi că zice, se face pielea de găină. Nu știu cum să-ți explic. În momentul în care te-am auzit și ți-am auzit vocea prima dată, acum câțiva ani buni, ai reușit să trezești în mine ceva ce parcă... ceva deosebit. Cum reușești să iei, sau mă rog, de unde ai învățat să dăruiești? Că e clar că ai talent, e clar că ai pasiune, astea sunt haruri de la Dumnezeu și e clar că ai ales calea să împărtășești cu noi aceste haruri și îți mulțumim. Dar de unde îți tragi puterea să dăruiești lumii? Cred că puterea de a dărui, puterea de a duce mai departe tot folclorul românesc și nu numai, provine din familie, în primul rând, și în al doilea rând provine de la persoanele la care te inspiri și cu asta pot să mă laud, pentru că ceea ce ați omis să spuneți și dumneavoastră și domnul director este că m-a susținut foarte mult pe parcursul carierei mele muzicale și vreau să vă mulțumesc public pentru asta, pentru că de multe ori acești oameni care îmi spun după spectacol, mi s-a făcut pielea de găină sau foarte frumos a cântat sau m-a impresionat, sunt acei oameni care mă încurajează cel mai mult să continui să fac ceea ce îmi place și să continui să pun un fricel de lumină în sufletele celor care mă ascultă. Așa cum știm cu toții, eu am plecat la un moment dat pribeag așa prin lume. Bine că n-ai stat mult. N-am stat un an. Un an am stat pribeag, un an m-am întors, mi-a durat până m-am acomodat. Ia că sunt 2 ani de când a fost greu să mă hotărăsc să mă întâlnesc cu telespectatorii. Nu știu, o să descoperim de-a lungul timpului și motivul. Eu când am plecat, domnul Ciprian Roman era la centru, pe Vlad deja îl știam, dar am fost atât de fericită, dragii mei, când am venit înapoi acasă și am găsit împreună pe scenă. Pentru mine a fost așa o eliberare, o fericire.
Și nu vreau să trecem mai departe, vreau să-mi povestiți pe scurt, dacă se poate, cum ați reușit această frumoasă colaborare. De unde a început până la urmă? Eu știu, dar vreau să o împărtășim și cu cei de acasă. Vlad era la începuturile sale și vreau să vă spun că pe mine și pe colegii noștri ne-au impresionat aceste calități despre care vorbeai foarte frumos și tu. În primul rând, vocea foarte curată, foarte acordată, apoi determinarea cu care acel tânăr, abia ai, nu știu, 14 ani, își dorea să urce pe scenă. Desigur că era foarte tânăr și mi-amintesc că la prima ediție a festivalului concurs Răgan Muntean la care a participat, ai luat preselecția sau nu? Da, dar n-am intrat în gală. Așa. Deci, n-a fost un succes. Atunci i s-a explicat că mai este de mult de muncă, trebuie să urmeze niște etape, s-a dus acasă, s-a apucat de lucru și iată că peste un an sau doi, nu mai țin minte, reușește nu doar să intre în gala acestui prestigios concurs, dar și să obțină premiul 2, da? Da. Așa? În paralel cu alte concursuri la care participă și de la majoritatea vine cu premii și concursuri destul de grele și de cunoscute în țară. Vine cu aceste premii în județ, automat ne uităm cu atenție la un tânăr care deja are rezultate. Apoi, ca și instituție, chiar și personal, dacă vreți, spunem, haideți să luăm acest tânăr cu noi, ajung la ceea ce m-ai întrebat, să-l ducem în concerte, în spectacole. Anul acesta s-a evit și prilejul de a fi împreună în acea emisiune Vedeta Populară, un concurs greu, foarte greu, la televizor se vede într-un fel, în realitate, platoul de acolo este cu totul altceva, unde chiar dacă Vlad nu a fost marele câștigător, evoluția sa a fost bună, iar eu care sunt obișnuit cu emoțiile, cu scena, să știu, Ioana, că am avut și eu foarte mare emoție acolo, pentru faptul că mă gândeam, venim din partea Hunedoare, sunt cu ochii pe noi, poate foarte mulți oameni din acest județ, acea emisiune este construită în așa fel încât să dea un soi de mândrie locală, adică fiecare cetățean din județul Hunedoara ține cu hunedoreanul, cei din Telorman țin cu cel de acolo. Și am văzut pe rețelele de socializare după acel eveniment, după acea emisiune, unde încă o dată, spun, Vlad a avut o prestație foarte, foarte bună, am văzut foarte multe mesaje de susținere. Nu doar din zona Bradului sau Vața, de unde vine Vlad, ci din întreg județul. Mesaje care, de la oameni pe care nu-i cunoaștem, nu avem de unde să-i știm pe toți, care au vorbit foarte frumos despre evoluția lui, despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Cred că și acela a fost un punct de pornire a lui Vlad pe acest drum. Apoi vreau să-ți amintesc, Ioana, că anul acesta la Țebea Vlad a fost în distribuția acestui spectacol, care de asemenea este un spectacol important. De înaltă ținută. Unul dintre cele mai urmărite și greu de organizat din țară, pentru că este și transmis în direct. Vlad și acolo a avut alături de colegii lui de scenă o evoluție extraordinară și ne apropiem de data la care suntem și spunem cu mândrie și cu felicitările din suflet ale noastre, ale tuturor, faptul că, iată, la 18 ani, cât am plinit Vlad acum câteva zile, reușește într-o normalitate, spun eu, bună, să aibă deja registrări cu propriile piese, urmărind acele linii pe care specialiștii, nu eu, specialiștii care au lucrat și care au fost în jury, i-au spus ce să facă și cum să lucreze. Iată că reușește să aducă pe piață primul său album, în urmă cu 2-3 săptămâni, mai pe 11 noiembrie. Un material foarte bun, un material în care a adunat mult din ce înseamnă zona din care vine și nu numai, pentru că pe materialul respectiv găsim și melodii din afara zonei din care vine, din Zarand. Iată că sunt niște realizări ale acestui tânăr, sunt niște realizări frumoase pentru vârsta lui, sunt și ar trebui să fie un exemplu pentru foarte mulți dintre tinerii care pleacă pe acest drum, pentru că nu este un drum ușor, să
fim foarte clar. Este un drum presărat cu obstacole, cu dezamăgiri de multe ori, cu piedici, cu poate... Cu oboseală, așa. Cu multe ore de muncă. Nu trăim nici cele mai frumoase vremuri din punct de vedere financiar. Artistic sau financiar, sigur că... Și atunci aceste eforturi ale acestor tineri sunt de apreciat. Cum este de apreciat și sprijinul pe care îl are din familia din care vine, o familie sănătoasă de români adevărați care știu să aprecieze și să iubească viața asta noastră românească așa cum este ea în esență. Cu bune și cu rele, cu urcușuri, cu coborâșuri. De aceea spuneam și nu vreau să mă lungez mai mult că Vlad a plecat pe un drum sănătos, a plecat pe un drum pe care până la urmă el trebuie să și-l gestioneze de acum înainte și în funcție de cum va gândi, cum se va prezenta. Așa vor fi și rezultatele. Dar revin și cu riscul să mă repet, este un exemplu pentru foarte mulți tineri, pentru că noi la centru întâlnim foarte mulți tineri care vin, unii au plecat foarte bine pe acest drum, dar într-un an, doi, trei, l-au părăsit din diverse motive, poate și din grabă. În acest domeniu nu trebuie să te grăbești, nu trebuie să ai în intenție și în gând m-am făcut un pic cunoscut, trebuie să câștig bani. Acolo deja intervine o ruptură care va fi delicată pentru cei care gândesc așa. Este un început bun, este un început pe care noi l-am urmărit, l-am apreciat. Mie nu-mi rămâne decât să îi doresc succes și să-i spun, mi-am spus-o de fiecare dată, că atât cât voi putea și eu și colegii mei, și vorbim aici de orchestră, de instrumentiști, de ceilalți colegi de scenă care fac o paranteză, poate că Vlad a sesizat sau nu, l-au primit foarte bine în grupul... Parcă e de acolo. Da, și el s-a integrat foarte bine, pentru că nu e un secret, știm cu toții că lumea artistică are și părțile ei mai puțin plăcute în ceea ce privește unii dintre artiști. Dar în cazul lui a fost un caz fericit pentru că acum pare că e de acolo de o viață. De o viață, da, corect, adevărat. O să exemplificăm imediat. Rosi, te rog, când poți să ne pregătești încet primul material. Vreau să spun doar atât, mi-au plăcut cuvintele domnului Ciprian Roman din emisiune. A spus jurului înainte să plece de pe scenă, dați-i sfaturi, le va asculta. Și aici a stat spus, la București. La București, da. Da, în emisiune asta a fost, dați-i sfaturi. Am auzit pe domnul Grigore Reșe, am ascultat fiecare care îl îndruma să meargă către partea cu biserica. El e deja, nu exemplificăm astăzi, spectacolul a început de la Brad cu un moment de genul ăsta. Vlad are credință, dragii mei, nu o să reușim în 50 de minute să arătăm cât de bun și câtă dăruire are acest tânăr și credeți-mă că nu-l lăudăm deloc. Vreau să mergem la Brad pe 11 noiembrie să-i vedem pe cei doi oameni minunați de aici de lângă mine, oameni care dăruiesc. Și tot ce a spus domnul director în această dimineață, a spus brădenilor pe 11 noiembrie la Brad. Un moment, haideți să-i vedem! Să un poate ca sus, la 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 la
Aceeași scenă aici la Brat, câștigam premiul la Felicean Fărcașiu și mi-aduc aminte cu emoții de acele vremuri. Iată, nu întâmplător, după 28 de ani, suntem pe aceeași scenă și sunt mândru de acest lucru. Poate mai mult decât pe lângă dumneavoastră, respectabil domn și doamne, o zăresc în sală și pe doamna Bianca Leucean, cea care conducea atunci Casa de Cultură, aici din Brat, care a făcut lucrurile. Am plecat și eu din această zonă și am spus cu mândrie peste tot pe unde am fost, că am debutat la Brat, că am cunoscut oameni minunați aici, așa cum și tu, Vlad, ai această ocazie.
Eu te felicit, îți doresc mult, mult succes. Pleci pe un drum frumos, dar nu un drum ușor. Și cred că te-ai convins deja de câteva ori de acest lucru. Lumea cântecului popular și lumea scenei, în general, este o lume frumoasă în lumile scenei. Dincolo de scenă sunt însă probleme, muncă, neîmpliniri de multe ori. Dar cred că la tine nu va fi cazul, pentru că ai oameni minunați alături de tine, ai o familie extraordinară și nu înainte de archea vreau să spun așa. Pleci pe un drum corect, atâta timp cât, iată, ai deja câteva concursuri câștigate și câștigate prin munca ta la mari festivaluri din această țară, lucru ce ne obligă și pe noi, cei care suntem alături, să-ți fim în continuare. Un cuvânt frumos despre comunitatea dumneavoastră. Am urmărit cu mare atenție modul în care l-ați susținut pe rețele de socializare și prin mesajele pe care le-ați dat. Vă felicit și vă mulțumim că ați fost alături de noi, alături de Vlad. Doamne. Tu-i mândră de frumoasă, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Atât ai și de frumoasă, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Dar o să-i pune cu moțul, da-da-da-da-da-da-da-da. Că la mândră s-a te-o spățul. Pentru ochi și pentru gură, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Pentru ochi și pentru gură, da-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 da. Un chenot cu dormușură, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Suntem sub cer cu stele, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Dar cu mândruțele mele, hai-ha! Păi dai tu mândră gard și poartă, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Să scap de mine țucate, da-da-da-da-da-da-da-da. N-ai tu mândre gard și poarte, da-da-da-da-da-da-da-da. Să scap de mine țucate, da-da-da-da-da-da-da-da. Că unde mă mână dorm, aia, da-da-da-da-da-da-da. Musai case cu piciorul, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Am fost 3 ani la găină, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Pentru o mândră toată vina, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Am fost 3 ani la găină, da-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 da. Și după maciu mai o dată, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Dar cu inima împăcată, da-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 da. Dragii mei, astea sunt momente care mie îmi dau așa un, o dorință de viață, de a mă întoarce acasă, dragii mei, mereu, acasă și fizic, acasă și cu sufletul. Și cred că cu sufletul, de fapt, n-am plecat niciodată. I-am văzut separat, i-am văzut și împreună, am auzit cuvinte pe care domnul director le-a spus brădenilor acolo la... la Brad, în sala unde a avut lansarea albumului, dragii mei, am insistat să dau acest material pentru că mi s-a părut
prea mică sala de la Brad. Nu am încăput toți cei care am vrut să fim alături de Vlad. Și ajungem la album, Vlad. 18 melodii, ai mai spus-o, dar o mai repetăm. 18 ani, 18 melodii. Ce a însemnat pentru tine crearea acestui album? Crearea acestui album, mă corectez singură, la prima oră. Am primit de câteva ori întrebarea asta, de când mi-am lansat albumul, dacă îmi permite să-l iau. Te rog. Pentru mine este o carte de identitate nouă, dacă tot mi-a expirat cealaltă. Este un pas înainte în cariera mea muzicală, în cariera mea artistică. Aș putea spune că poate fi un pilon al susținerii mele ca om și ca artist. Este ceva ce îmi dă motivație în fiecare zi să fac ceea ce îmi place, să fac ceea ce vreau, indiferent prin ce trec. Și îmi dă curajul să fac asta pentru că sunt mulți oameni care m-au susținut și m-au ajutat să realizez acest album și știu că nu trebuie să-i dezamăgesc și să continui să fac ceea ce știu eu mai bine, și anume să cânt. Îmi dai, te rog, album? Mi-am pus ochelarii că vreau să citesc. E prea mic studioul, e mare studioul de la Dale Dimineții, dar e prea mic. Ar fi trebuit să, nu știu, să ne mărim, să multe scaune aici, să aducem pe toată lumea. Dragii mei, pe scenă alături de Vlad la Brad, mândria domnului director e orchestra ansamblului profesionist Drăgan Muntean. Comorile, cum le spun eu, și nu cred că greșesc, comorile județului Hunedoara. Ar fi trebuit să-l aducem aici pe domnul Câlțea, lângă noi. O să-l aducem într-o dimineață, pentru că o să urmărim pas cu pas ce se întâmplă la ansamblu profesionist Lucedăm. O să-l rugăm să vină alături de noi. Ar fi trebuit să mai aducem pe doamna Angela Chelaru, dragii mei, pe cine mai avem aici, pe domnul Coza. Ar fi trebuit să-l aducem alături de noi pe un om pe care eu îl iubesc enorm și mulțumesc lui Dumnezeu că m-am întors acasă și l-am găsit în viață, maestru Pera Bulz, care în curând va veni, sperăm, cu ajutorul lui Dumnezeu la Dale Dimineții. Și mai avem aici, nu știu, pe cineva mai sunt aici, am uitat pe cineva, cred că am uitat intenționat. Da, ați uitat pe cineva. Nu știu, ai mulțumit cu siguranță intenționat. Am vrut să spun, am spus-o și eu mai spun și o să spun în continuare. Au fost foarte mulți oameni care m-au ajutat să realizez acest compact disc, dar o persoană cu siguranță s-a remarcat, nu atât pentru public, pentru că nu, de obicei mulțumirile lui nu preferă să le aibă în public, ci în privat. Dar vreau să-i mulțumesc și în public și este vorba despre domnul Ovidiu Pintilei. El m-a ajutat foarte mult, cred că este omul care a muncit cel mai mult la acest album, poate mai mult decât mine. El fiind cel care a făcut înregistrările, da, pentru că trebuie spus. Este deținătorul studioului în care am înregistrat. O să-i spui numele. Nu e problemă. Ovi Music Studio. Și deși nu multă lume știe asta, el a creat și piesele mele preferate de pe acest album și nu numai de pe acest album, piesele mele preferate din repertorul meu. Văd aici în dreptul lui una, două, am numărat vreo 10 piese aici la tine. Una, două, trei, patru, cinci, vreo 10 piese sunt făcute de el, da? Da. Nu, n-am numărat greșit. Da, Ovidiu e într-adevăr un om modest. E o comoară de-a domnului Roman pentru că face parte din taraful
ansamblului profesionist Drăgan Munteanu. Așa este, Ovidiu este armonistul de bază al ansamblului, al orchestrei, și el și colegii lui, pentru că fac parte dintr-o generație tânără, și Ovidiu și Adi Lucaci, și Adi Lucaci, și să le spune și dacă ei mereu nu au nume, ei sunt orchestra. Da, oameni care muncesc, își găsesc timp să realizeze, iată, astfel de lucruri. Oameni care au studii de specialitate. Cred că știu foarte mulți oameni că acești colegi ai noștri sunt cu toții absolvenți de conservator, citesc foarte bine partituri, au și șansa să-l aibă pe maestrul Câlțea, care-i o mână de fier acolo și nu acceptă compromisuri muzicale. Și spune foarte bine despre acești colegi ai noștri. Sunt o echipă minunată. Am avut șansă, dacă vrei, ca și director al instituției, să lucrez cu astfel de oameni. Oameni care, pe lângă faptul că sunt buni profesioniști, sunt și serioși, foarte serioși în ceea ce fac. La fel ca și Vlad, sunt exponenții unei generații care, așa cum spun, vor avea cu siguranță un viitor frumos în domeniul cântecului popular. Iar ca hunedoreni ne mândrim cu ei. Nu este ușor, mă gândeam în timp ce vorbea Vlad, iată, pentru că tot a venit în ținuta lui militară, pentru Vlad este foarte greu să împace și lumea artistică, lumea scenică, cu o școală militară, pentru că o școală militară nu este o școală simplă, este o școală care impune multe restricții. Cred că pot să spun, și nu se supără nici Vlad, nici tu, Ioana, că el nu poate participa la multe dintre evenimente pentru faptul că are un program destul de rigid în școala militară, ceea ce ca și artist îl dezavantajează, mai ales acum când a plecat cu atâta forță pe acest drum frumos. Dar este bine că, în paralel, iată că urmează o școală, așa cum spuneam, o școală serioasă, o școală militară, și cred că acest lucru și-a pus amprenta și pe viața lui personală și pe disciplina. Da, și ca interpret, pentru că, vedeți, e bine ca interpret să te obișnuiești să nu întârzi la spectacole, să fii atent la ce ți se spune. Vlad chiar are aceste calități care cu siguranță vin și din această latură militară a sa. Vreau să-l contrazic un pic pe domnul director. Ați avut șansa. Nu, ați avut dăruirea, domnul director, pentru că acești tineri din orchestră, dacă dumneavoastră nu ați fi depus anumite eforturi la un moment dat, ar fi urmat probabil alte drumuri. Sigur, au fost și perioade neplăcute în acești ani în care am colaborat. Să ne amintim numai de acea pandemie care pe exact, mine... Exact, acolo vreau să ajung. Pe mine, ca director de instituție, mi-a dat multă bătaie de cap, exact. Pentru că societatea era într-o degringoladă, așa, haideți să spunem, la care nu se aștepta nimeni. Ori acești oameni, și am spus-o și prin studiourile de televiziune și radio sau unde am fost, acești oameni erau într-o situație delicată, pentru că nu erau evenimente, nu erau spectacole, deci practic ei nu își puteau face meseria. Și a trebuit în acei 2 ani de zile să găsim cu foarte mult echilibru și multă răbdare soluții pentru a nu-i pierde. Să știți că au fost județe din țară care au pierdut o construcție ca aceasta. Ori acum regretă, pentru că o astfel de instituție, o astfel de construcție nu o face într-un an sau doi. Durează 10-15 ani până ai un nucleu de bază cu care să poți ataca zona respectivă. Ori iată că timpul mi-a dat mie dreptate și astăzi, când lucrurile au reintrat în normal și sunt evenimente, îi avem pe acești oameni alături de noi și au continuat activitatea, au făcut-o nu bine, foarte bine. Iată rezultate. Exact. Și nu doar în cazul Vladință, în cazul tuturor evenimentelor, pentru că dacă tot suntem astăzi în 30 noiembrie, astăzi vor fi pe scenă la Brad, într-un spectacol frumos dedicat Zilei Naționale a României în Brad, pentru că noi suntem instituție județeană și trebuie să acoperim cam tot județul. Mâine la Alba Iulia. Mâine colegii mei și eu voi fi la Alba Iulia și este o mândrie pentru un ansamblu profesionist să fii de 1 decembrie, unde? La Alba Iulia, de Ziua României. Apoi
Urmează această lună decembrie, care, chiar dacă artistic stă sub semnul acestor restricții care sunt din punct de vedere financiar, nu intru în detalii, dar noi ne vom face datoria și vom începe acel turneu de colinde cu care am obișnuit oamenii, în special din mediul rural, și vom fi în foarte multe dintre localitățile acestui județ, începând cu data de 8-9 decembrie și până la Crăciun, pentru că am constatat că în acele locuri unde am fost, și tu, Ioana, știi foarte bine că ai fost de multe ori alături de noi, căminele sunt tare pline, oamenii vin în această perioadă cu sufletul deschis, spectacolele noastre și cei pe care îi invităm în acele spectacole sunt spectacole de colinde bune, curate, pentru că și aici avem foarte mult de povestit despre ce înseamnă astăzi colindul și cine colindă și cine nu ar trebui să colinde, dar mă rog, asta e altă discuție. O să dezbatem într-o dimineață. Și vom fi prezenți ca și activitatea acestui ansamblu pe sfârșit de an. A fost un an foarte greu, un an plin, un an în care am recuperat de fapt acea perioadă în care am stat închiși. Da, și trebuie să le mulțumesc tuturor colegilor mei, atât celor din orchestră și dansatorilor, pentru că, iată, poate de multe ori uit să spun, vorbesc de ansamblu și de orchestră, dar avem un corp de balet extraordinar cu tineri și fete care își fac datoria impecabil. Deși suntem un ansamblu tânăr, acești tineri, acești dansatori sunt trup și suflet pentru ansamblul nostru. Ei sunt astăzi conduși de Cătălin Bălan și îl felicit și mulțumesc lui Cătălin pentru cum a reușit să închege acest grup, pentru că un ansamblu este de fapt o familie în care te mai cerți, ai și păreri diferite, dar pe scenă trebuie să fie impecabil. Ori colegii mei de la ansamblu au reușit să facă acest lucru și eu sunt mândru cu ei și indiferent dacă am fost pe scenă la anul acesta la Iași sau la Timișoara sau la Gyula sau la Țebea, au avut prestații excelente, bucurie mare însemnând sau rezultând și din faptul că, deși suntem doar un ansamblu de 10 ani înființat, am reușit să stăm alături pe scenă cu ansambluri mari din această țară, ansambluri care au 70-80 de ani de activitate, care au de trei ori mai mulți angajați decât avem noi, și cu toate acestea nu ne-am făcut de rușine. Așa e, ne-ați trezit mândria aceea. Eu nu sunt hunedoreancă prin naștere, sunt hunedoreancă prin adopție, dragii mei. Dar da, a trezit mândria sufletului nostru de fiecare dată când îi vedem pe scenă. Vreau să vă întreb, înainte să dau citire, o să dau citire mesajelor, dragii mei, imediat, vreau să vă întreb pe fiecare dintre domniile dumneavoastră, care este obiceiul de iarnă preferat, pe care vi-l aduceți aminte din copilărie și pe care îl păstrați așa, undeva aproape de suflet. Vlad, ai o amintire, un obicei pe care ai vrea cumva să-l duci mai departe în viitoarea ta familie, să-l păstrezi cu sfințenie? Cu siguranță există multe obiceiuri la mine în familie și la mine în sat de Crăciun. Dar probabil cel mai simplu și cel care m-a marcat pe mine cel mai mult este mersul cu colinda. Nu pentru că este atât de comun cum îl văd unii, ci pentru că mersul cu colinda a reprezentat copilăria mea. În fiecare an de Crăciun mergeam cu fratele meu și cu bunicul prin sat la colindat și mereu îmi voi aduce aminte de aceste momente frumoase. Și de multe ori mă gândesc când eram mic și mergeam cu colinda și multă lume spunea că, vai, ce frumos cânti, de ce nu faci o școală muzicală, și bunicul meu le spunea părinților când ajungea acasă, trebuie să dați copilul la muzică, are talent. Și așa a fost. Și ai terminat școala de artă. Da. Pentru mine vor fi mereu momente pe care mi le voi aminti cu drag. Și cu siguranță voi păstra tradiția în continuare. Domnule director. Vezi, Ioana, mă gândeam și cred că și tu ești de acord cu mine, o parte din copilăria noastră
trăit în alte vremuri. Când colinda și ceea ce vedem astăzi în preajma sărbătorilor nu era tocmai ortodoxă, la fel. Nu era acceptată. Așa. Dar părinții mei, fiind crescuți la țară, ne-au învățat și pe mine și pe fratele meu, care e mai mic, ce înseamnă, de fapt, această perioadă din an. Pentru că nu vorbim doar de colinde, vorbim de o perioadă încărcată, o perioadă în care oamenii sunt altfel și e bine că sunt altfel în această perioadă. Dar mi-amintesc, copii fiind, fac o paranteză, eu în copilării la bloc, nu la țară. M-am născut și am crescut în Hunedoara și sigur că atunci, într-un oraș muncitoresc, un oraș în care s-au întâlnit oameni din toată țara asta, sigur că și obiceiurile s-au legat unele de altele, dar îmi amintesc, așa cum spunea și Vlad foarte frumos, că în acea perioadă, chiar dacă era un oraș muncitoresc și o copilărie nu atât de îmbelșugată cum sunt cele de astăzi, cu atâtea podoabe și posibilități, dar în acea simplitate, pe care o trăiam în acei ani, și cred că cei de vârsta noastră își amintesc și se gândesc cu emoție la ce spun eu, chiar acele vremuri simple, când poate o pungă de portocale reprezenta foarte mult. Deci și acea perioadă a avut frumusețea ei, prin faptul că nu eram copii, prin faptul că eram tineri și poate că am dat orice să întoarcem acei ani înapoi, chiar așa grei cum au fost ei. Da, emoții, dragii mei, asta înseamnă să întâlnești oameni care dăruiesc și insist. Mihaela Georgescu, neața Ioana, neața Miha, bună dimineața, ne spune Edi, tata lui Bianca e alături de noi. Domnul Enea Vasile, am emoții. Domnul Enea Vasile de la ansamblu Hațegana ne salută și ne spune felicitări. Ioana Tatiana, bună dimineața. Doamna Chelaru Angela e alături de noi. Anume nu am dat citire ca să nu aduc și mai multe emoții. Bună dimineața, doamna Chelaru Angela, vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru folclorul românesc. Florica Cristian, felicitări alese nepotului meu drag, Vlad. E bunica, o salutăm, o iubim și dorim putere, sănătate, să-l susținem pe Vlad în continuare. Andreea Claudia, felicitări. Rodica Tudorică, felicitări, Vlăduț. A Petri Vlăduț, felicitări, Vlad Lință. Adriana Furgă, bună dimineața, e alături de noi și ne spune o zi binecuvântată, cu multă sănătate, poftă la cafea, felicitări, stimă și respect pentru tot ceea ce ne oferiți și ne oferiți un sincer și călduros la mulți ani cu ocazia zilei de naștere și onomastice de Sfântul Nicolae. Vă mulțumesc anticipat pentru tot ce ne oferiți. Doamne ajută și dau din casă, dragii mei, ambii mei invitați își sărbătoresc sau și-au sărbătorit ziua de naștere, nu doar Sfântul Nicolae, aici îi spunea domnului director la mulți ani. Mulțumesc. Domnule director, la mulți ani de două ori, pentru că în curând va fi ziua dumneavoastră de naștere, vă dorim noi, echipa Hunedoara 1 TV, vă dorim multă sănătate, multă putere de muncă, vă dorim mult echilibru interior, să ne dăruiți în continuare tot ce ne-ați dăruit în acești ani și pe scenă, dar și în spatele ei, să aduceți alături de noi oameni tineri atât de minunați care vor deveni mentor și ei la un moment dat. Astăzi aici în platou e domnul director Ciprian Roman, mentorul și elevul. Eu sper că curând să am șansa să fie Vlad mentor și exemplu. Și eu la pensie. Noi la pensie. Da, mulțumesc eu. Da, uite, facem, mulțumim telespectatorilor. Ce îi zice, domnul director, ce ați zice, să facem amândoi o emisiune când ei vor... Să fim sănătoși, Ioana, îți mulțumesc pentru urări. Mă gândeam să citez o colega noastră, împlinesc o frumoasă vârstă. Mulțumesc pentru
pentru are aceleași gânduri bune și ție și celor care sărbătoresc fie onomastica, fie ziua de naștere. E important să știi că ai prieteni și să auzi cuvinte frumoase și urări care sunt convins că vin din suflet. Aia vreau să spun, eu nu fac afirmații gratuite. Cei care mă cunosc și-au luat și partea cealaltă. Vlad, îți urez la mulți ani și ție. A fost ziua ta pe 21 noiembrie. Ai făcut frumoasa vârstă de 18 ani. Bine ai venit între noi, oamenii maturi, să spunem așa. Mulțumesc că m-ați primit. Îți dăm o veste proastă și eu și domnul director. Așa? Îi dăm o veste... Viața așa de dimineața, mă cer dimineața așa bine cu o veste proastă. Îți dăm o veste proastă. Viața vine cu responsabilități. Da, mulțumim nici eu, da. Da? Ești hotărât să mergi mai departe, să nu te lași, să curaj, să urmezi cariera militară? Da, trebuie. În continuare, trebuia să întreb. O să mai facem, i-am spus invitatului meu de dimineață, eu îl aștept aici ca la el acasă și mai ceva, așa ca la prieteni. Eu sper să facem mai multe emisiuni împreună, să Doamne povestim ajută. Pendelete din viața ta. Îl aștept pe domnul director de fiecare dată aici la toate dimineții. Putem să le și înregistrăm. Glumesc. Eu sper să vin cât mai des la centru. Nu se știe când nu reușim să luăm echipa de la Dale Dimineții și să facem o emisiune acolo la ansamblu profesionist Drăgan Munteanu, să arătăm oamenilor de acasă câte minuni, câte bogății, ce comori dețineți acolo. Eu... Rosi, te rog din suflet, avem un clip pe care trebuie să-l difuzăm în această dimineață. Pui un PP și un clip scurt. E vorba de magazinul care ne îmbracă, dragii mei, și care are grijă ca ținutele noastre să fie impecabile. Vă invităm în data de 30-11, adică astăzi și mâine, 1-12, la o cafea și la o mini-expoziție cu costume vechi românești. Deva, magazinul Efect, Bulevardul 1 decembrie 1918, bloc B, parter. E aici, dragii mei, foarte aproape de noi. Mulțumesc, Rosi. Mulțumim celor de la Efect că se ocupă de ținutele noastre. Cât mai avem, Rosi? Cât mai pot să-i țin pe invitați? 2 minute. Planuri de viitor, domnul director ne-a împărtășit, urcă pe scenă, va fi o perioadă foarte aglomerată, dragii mei, vă dau o veste bună, o știam dinainte, am zis că îl lăsăm pe domnul director să ne împărtășească, nu va fi, eu am intrat în panică la un moment dat că ne întoarcem la perioada de pandemie, stăm în casă, nu mai mergem la spectacole, oamenii din zona rurală se bucură de aceste spectacole pentru că e singurul mod prin care ei se strâng să socializeze. Noi ne mai strângem la cinema, mai mergem, mai ieșim la un mall, la un shopping, cumva, dar în zona rurală aceste spectacole sunt foarte importante. A fost o parte din proiectul gândit de noi tocmai în această idee de a merge către comunitățile rurale. Pentru că, așa cum spui, într-un oraș sunt diverse manifestări, spectacole, ajung poate foarte mulți privați cu companii de spectacole. Însă în mediul rural, pentru că noi de acolo ne tragem seva, tot ce cântăm noi vine de acolo. Deci, oarecum trebuie să fim prezenți și acolo cu activitatea noastră. Nu e gata, am intrat eu peste, se pare că Rosi, mai avem un material, Rosi, dar cred că renunțăm la el pentru că vreau să-l lăsăm pe Vlad să ne povestească. Era un material cu prietenii tăi de la Brad care au urcat pe scenă. Mulțumim în continuare tuturor celor care au fost alături de tine la Brad, dar uite, inclusiv prezentatoarea Felicia Stoian te iubește, am auzit cuvinte minunate, Teodora Petruț, Bogdan Toma, Mihaela Oprea, în curând o să-i vedem alături de tine pe scenă, îl vedem și pe Ovidiu Urziceanu acolo într-un colț, oameni minunați care au fost alături de tine. Îți las ție timpul care urmează să le spui celor care sunt acolo, ce vrei să le transmiți, care sunt gândurile tale astăzi?
nu am cuvinte să le mulțumesc tuturor persoanelor care m-au susținut la un eveniment atât de important în viața mea. Ar trebui să vorbesc foarte mult despre fiecare în parte, dar le voi spune la nivel colectiv că le sunt profund recunoscător și că îi voi mai invita cu siguranță și la lansarea următorului meu album. Sunt sigur că toate cuvintele pe care mi le-au spus aceste persoane le-au spus din suflet și cu dăruire și le mulțumesc în continuare că mi-au fost și îmi sunt alături. Păi, emoții de final. Eu pot doar atât să spun. Eu vă mulțumesc din suflet că existați. Mulțumesc familiei tale pentru puterea pe care ți-o dă. Mulțumesc lui Victor. Victor, nu rămâneai neamintind. Îi mulțumim doamnei Roman pentru susținere. O salutăm pe doamna Roman. Și mulțumim pentru răbdarea care, da, știu. Și o așteptăm aici alături la, de noi, poate într-o dimineață să povestim ce înseamnă cu adevărat familia care e cea care împinge în față acești oameni minunați. Eu pot doar atât să vă spun că vă iubesc și pe dumneavoastră cei de acasă vă iubesc. Ne revedem mâine dimineață. Cât pot eu din sufletul meu o să mă rog, dragii mei, să fie pace și nu război și Vlad să aibă parte de mai multe spectacole, nu de linia întâi. Mâine dimineață nu suntem liberi. Suntem aici, la Hunedoara 1 TV, sărbătorim românește. Rămâneți alături de noi să vedeți cine vor fi cei care vor fi în platou mâine dimineață. De data asta o lăsăm așa ca o surpriză, să vedem cât sunteți curioși, cine sărbătorește românește aici, la Hunedoara TV, la Dale Dimineții, mâine dimineață. Până mâine dimineață, dragii mei, la mulți ani tuturor celor care sărbează ziua și vă iubesc și de-abia apuc să ne revedem. Mâine dimineață. Vă iubesc!